pentru statornicia Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm. Pentru cinstita preoțime și pentru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru casa de-a lor fi spre moștenirea neamului și toate cererile cele către mântuire, Domnului să ne rugăm. Doamne, se trimite lor dragoste desăvârșită, pașnică și ajutor Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie binecuvântați în deplină înțelegere și în credință tare Domnului să ne rugăm. Să fie poziție în viață și petrecere fără prihană, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să fie izbăviție și noi de tot necazul, mânia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Se cuvine toată mărirea, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci, în vecii lor. Ai binecuvântat pe Isaac și pe Rebecca și ai arătat pe ei moștenitori făgăduinței tale, însuți binecuvintează și pe robii tăi aceștia, povățuindu-i pe dânsii spre tot lucru bun. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm.
care împreună cu sluga patriarhului Avram ai călătorit în Mesopotamia, trimițându-l să logodească femeia stăpânului său Isaac. Și prin mijlocirea scoaterii de apă ei descoperit să logodească pe Rebeca, însuți binecuvintează logodna robilor de acestora, Liviu, Ionel și Elena Cristina, și întărește cuvântul ce și-au dat. Unește pe ei cu sfânta unire cea de la tine, că tu din început ai zidit parte bărbătească și femeiască, și de la tine se însoțește bărbatului femeie spre ajutor și spre dăinuirea neamului omenesc. Însuți dar, Stăpâne, Dumnezeul nostru, Cel ce ai trimis adevărul peste moștenirea ta și făgăduința ta peste robii tăi, părinții noștri, cei aleși ai tăi din neam în neam. Caută spre robul tău Liviu Ionel și spre roba ta Elena Cristina și întărește rogodna lor în credință, în înțelegere, în adevăr și în dragoste. Că Tu, Doamne, ai arătat să se dea logodire și să se întărească toate. Prin el s-a dat lui Iosif stăpânirea în Egipt. Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cu pace Domnului să ne rugăm. Cu pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Să li se dea lor viață cumpătată și naștere de prunci buni spre folos, pentru ca să se veselească în vederea fiilor și a fiicelor lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să li se dăruiască lor bucuria naștere de prunci buni și purtare fără prihană în viață, pentru ca să li se dăruiască lor și nouă toate cele către mântuire, pentru ca să fie izbăviți ei și noi, de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Acum și purura și veci, veci, Amin.
Doamne Dumnezeul nostru, cu mărire și cu cinste, încununează-i pe Sfânta Evanghelie tuturor.
miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm, să auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Pentru că ne rugăm pentru mila, viața, pace, sănătate, mântuirea, pața, iertarea și lăsarea păcatelor robilor tăi, Liviu, Ionel și Elena, Cristina. Gavril și Doina, Nicoleta și pentru părinții lor, Dumitru și Felicia, Constantin și Ecaterina Octavia și pentru poporul acest înainte în Sfântă Biserica aceasta, pentru sănătatea și mântuirea lor. Și purea și în vecii vecilor. Ne vrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să putezim a te chema pe tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată, și a zice. Amen.
Cel ce toate le-ai făcut cu puterea Ta și ai zidit lumea și ai înfrunzețat cu luna tuturor celor făcute de Tine. Și acest pahar de obște pe care l-ai dat celor ce se însoțesc prin unirea nunții, binecuvintează cu binecuvântare duhovnicească. Că s-a binecuvântat numele Tău și s-a preaslăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Mărit să fii mire ca Abraham, binecuvântat să fii ca Isaac, să te înmulțești ca Iacov, umblând în pace și lucrând în dreptate. Poruncile lui Dumnezeu! Amen.
Ține-i flori. Ține-i flori. Hai, nașa, de o parte și de alta și de alta. Dacă îl facem să nu Sfântul Cruci, lumină pe Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruci. Tu mireasă. Și tu mireasă, mărită să fii ca Sara, să te veselești ca Rebeca, să te mințești ca Rachela, veselindu-te cu bărbatul tău și păzind rânduierile legii. Așa a binevoit Dumnezeu. Doamne, Dumnezeu în loc, cu care ai venit în Cana Galilei, știuta de acolo e binecuvântată, binecuvintează și pe robii tăi aceștia, care cu purtarea ta de grijă s-au însoțit în unirea nunții, binecuvintează intrările și ieșirile lor, înmulțește cu bunătăți viața lor, primește cu unii lor în împărăția ta, păzindu-i curați și fără privare și neasupriți în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Tatăl și Fiul și Sfântul Duh, treimea cea întru tot sfântă și de o ființă și începătoare de viață, o Dumnezeire și o împărăție să vă binecuvinteze pe voi, să vă dea vă o viață îndelungată, naștere de prunci buni, spor în viață și în credință, să vă umple pe voi de toate bunătățile cele pământești și să vă învrednicească și de desfătarea bunătăților celor făgăduite. Pentru rugăciunile preasfinte, născătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților. Și
Dă-le, Doamne, sănătate, zile îndelungate și păzește într-un mulți și fericiți ani, mulți ani trăiască! Afacerii găsim spunându-se va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup. Iată acest dat natural lăsat de Dumnezeu omului. Încă de la facerea lui se caută unul pe altul. A făcut Dumnezeu bărbat și femeie să se caute, să se găsească și să se completeze unul pe altul, să fie o unitate. Această unitate s-a numit familie. Dar astăzi ne-am întâlnit toți în rugăciune, în Sfânta Biserică, să împlinim acest dat natural și nu doar atât. Pentru că firescul în credința noastră creștină ortodoxă este lăsat de Dumnezeu să-L ducem spre suprafiresc, să îndumnezeim, să-L ridicăm spre Dumnezeu. Lucru firesc. Care este normal, sigur, în toată, așa este, în toată lumea, în toate culturile, dacă vreți, în toate religiile, acest dat este firesc. Dar noi, pentru că în viața aceasta sau în drumul nostru spre mântuire, căutăm să ridicăm lucrurile firești spre Dumnezeu, spre suprafiresc, cerem binecuvântarea lui Dumnezeu, și am pus acest lucru firesc într-o taină, numită taina căsătoriei sau taina nunții. Și venim în fața Sfântului Altar, în fața Împărăției lui Dumnezeu, căci iată, sunt deschise ușile ca asemeni, dincolo de catapeteasmă, se închipuie Împărăția lui Dumnezeu. Am venit să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu, ca prin această unitate a voastră, sau această unitate a voastră, să fie drum spre mântuirea voastră. Nu cunoaștem, sau biserica, mai bine spus, nu a certificat decât două cărări spre mântuire. Mântuirea în izolare, care o numim monachism, și mântuirea în cadrul familiei, care așa este, cum sunteți dumneavoastră astăzi în fața lui Dumnezeu. Să vă binecuvinteze Dumnezeu,
să, căci astăzi ați început pașii voștri în viața de familie și viața de familie duce, cum am spus, până, nu doar până la mormânt, cum spune, până moartea vă va despărți, cum găsim așa în diferite ziceri despre această legătură între bărbat și femeie, că este căsătoria, ci duce mai departe, în veșnicie. Pentru că așa cum veți reuși să clădiți universul vostru, să vă construiți universul vostru, va fi pregustare pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru împărăția veșnică. Cum trebuie să fie? Cu credință, cu dragoste, da? Cu înțelegere, să fie roditor, căci ne-am rugat să vă dea Dumnezeu naștere de prunci buni. Prunci buni înseamnă nu doar roditor, ci mai mult, buni înseamnă să-i și educați, așa cum și voi veniți din familii credincioase, unde părinții v-au educat și v-au pus în mintea și în sufletul vostru tot ce au avut ei mai bun, adică, în primul rând, credința. Și merită astăzi să lăudăm credința voastră, căci aceasta v-a dus, în primul rând, în fața lui Dumnezeu și dragostea, desigur, căci știindu-vă truditori sau muncitori peste meleagurile sau meleaguri mai îndepărtate decât aici unde ne întâlnim fiecare, mai ales cu nașii toată ziua, lucrați în străinătate, unde observați că familiile greu se mai constituie. Pentru că uită aceste principii lăsate de Dumnezeu, se limitează doar, ca să revin la cuvântul meu de început, doar la acel dat natural. Sigur, ne căutăm unul pe altul, ne îndrăgostim, găsim jumătatea noastră, dar nu este suficient. Trebuie binecuvântarea lui Dumnezeu, de aceea meritați toate fericitările noastre și sunteți și exemplu pentru cei din generația voastră și prietenii voștri care probabil vă însoțesc și cu care vă veți bucura în această seară la petrecerea de nuntă. Și nașii, de asemenea, îi felicităm și sunt cu experiența lor de viață, de familie, iată cu lumânările, care închipuie lumina pentru drumul acesta pe care tocmai l-ați început, să vă fie călăuză, iar voi, ca niște fiind sau niște copii ascultători, să îi întrebați de fiecare dată și să țineți legătura. Pentru că așa este viața creștinească. Lucrăm unii pentru alții. Lucrăm unii la mântuirea altora. Amin. Să fiți binecuvântați, să trăiți mulți și fericiți ani.